Salutare, Ianis, te-am lăsat câteva zile să te acomodezi aici la U, iar acum este momentul pentru un scurt interviu. Cum te-au primit băieții la Universitatea Cluj? M-au primit foarte bine și le mulțumesc pe această cale și sper să facem o treabă cât mai bună aici. Ce te-a făcut să alegi FC Universitatea Cluj? Păi, în primul rând, numele și suporterii, iar apoi și alte facilități, precum stadion. Și una e când zici cu Cluj, una e când zici alte echipe din Liga 1. Au fost zile cu antrenamente intense, iar apoi și două meciuri amicale cu FC Zürich și Debrecen. Cum ai resimțit aceste zile de pregătire fizică? Păi, primele zile a fost foarte greu. S-a văzut asta și la primul meci cu Zürich, când n-am jucat atât de bine, dar tot așa din cauza oboselii, iar în al doilea meci s-a văzut o diferență. Am fost foarte bine pregătiți fizic și vom continua, sper, pe aceeași lungime de undă. În 2017, pe când aveai doar 14 ani, ai debutat la seniori cu gol chiar pe Cluj Arena, într-un meci din Cupa României. Poartă acel loc o semnificație specială pentru tine, stadionul Cluj Arena? Aștept să debutezi în tricou universității acolo? Da, și asta a contat, că de fiecare dată când am jucat pe Cluj Arena am jucat foarte bine și pot să zic că mă simt foarte bine. Ești un jucător de atac, iar printre fotbaliștii care joacă pe această poziție există unii care își setează anumite obiective pentru un sezon sau pentru o jumătate de sezon. Aici mă refer la goluri marcate. Ești și tu acest tip de jucător, nu știu, îți propui un anumit număr de goluri marcate pentru această a doua parte a sezonului la U? Nu îmi fixez obiective din astea eu de obicei. Mă concentrez să joc cât mai bine. Dacă am să îi dau o pasă colegului să dea el gol, eu dau lui. Și în principiu să joc cât mai bine, dar apoi vor veni și goluri. Care a fost, uitându-te acum în spate, cel mai frumos gol înscris de tine până acum? Dacă puteți să ne descrii puțin. Nu am unul frumos, poate îl voi înscrie pe cel mai frumos în astea 6 luni. Toate golurile pentru mine sunt la fel de importante, atâta timp cât mi-ajută echipa. Cum e să lucrezi cu domnul Sabău, care a revenit odată cu tine, practic, când ai venit și tu la universitate, a revenit și el ca director tehnic? Da, așa cum am mai spus-o, pentru mine este un avantaj, deoarece el este un jucător de atac, un fost mare jucător de atac și pot învăța multe de la dânsul. Ce ți-ai propus tu de la anul 2023? Păi, în primul rând, obiectivele echipei, acela de a ne salva de la retrogradare și apoi obiectivele personale, de a juca cât mai bine și de a-mi ajuta echipa. Ai un mesaj pentru suportul universității? Să fie cât mai mult alături de noi și sperăm să nu-i dezamăgim.